Sportivi deja consacrați, dar și tinere speranțe își vor etala cu grație exercițiile și vor concura pentru medalii la cea de-a 16-a ediție a Cupei Cetății la gimnastică aerobică. Ajuns la rangul de concurs de tradiție în calendarul competițional intern, în trecerea organizată de Colegiul Național Sportiv Cetate Deva și Federația Română de Gimnastică, va alinia la start atât vedete cât și tinere speranțe ale acestui atrăgător sport. În centrul atenției se vor afla componenții loturilor naționale ale României de seniori, fete și băieți, care vor participa atât în concurs cât și cu exerciții demonstrative. În concurs vor evolua și gimnaștii legitimați la cluburile din județ. Gazdele de la CNS Cetate Deva vor alinia la start 23 de reprezentanți, cei mai mulți la categoriile 1 și a 2, dar și la seniori, iar alți 10 gimnaști vor concura pentru Clubul Sportiv Școlar din Petroșani. Astfel, sportive și sportivi de la 10 cluburi din țară vor concura la 3 categorii de vârstă. Elementul de noutate al ediției din acest an al Cupei Cetății le reprezintă extinderea timpului de concurs la 2 zile în loc de una, cât era la edițiile anterioare. Competiția va debuta mâine dimineață. Prima zi de concurs va cuprinde și 2 momente demonstrative și 2 pauze și se va încheia în jurul orei 17. Duminică, în a doua zi de concurs, întrecerea va începe în jurul orei 11 și se va încheia aproximativ la ora 15. Intrarea spectatorilor în sala de concurs va fi liberă.